Lacrimi și multe semne de întrebare. Asta a lăsat în urmă un bărbat din comuna Jiana care și-a pus capăt zilelor. El a fost găsit fără suflare sâmbătă dimineața în gospodăria în care improvizase o spălătorie auto pentru a mai câștiga un ban. Azi dimineața la ora 7 când treceam cu bicicleta în deal, vecinul ăsta de aici, Sorin, aici la Răgăsacu Roșii. Acum când a venit salvarea de la Vânjumare, zic, ce să-i mie? S-a dat jos, nu avea ce să-i mie. Da, țeapă. Imediat omul a alertat vecinii care au sunat la 112. Medicii nu au mai avut nimic de făcut pentru a salva viața bărbatului de 35 de ani. Cât despre motivul care l-a determinat să recurgă la acest gest, oamenii spun că toată nenorocirea se datorează unor neînțelegeri avute cu nevasta aflată la lucru în Italia. De altfel, se pare că bărbatul ar fi mai avut o tentativă de sinucidere în urmă cu câțiva ani. Ne-am deplasat la fața locului. Am găsit un tânăr în vârstă de 35 de ani, spânzurat de un stâlp din curtea locuinței sale. Era un băiat bun și din auzite de când a plecat nevasta în Italia, cu copil cu toți, că am certat cu ea. Ce l-o fi îndemnat să facă acest gest? Pentru copil, adică. Pentru s-a plecat nevasta de la el. Atâta. Probleme în familie. Da. Trupul bărbatului a fost transportat la morgă pentru necropsie, în timp ce polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment.